le că tânără iubirea de Nichita Stănescu Nichita Stănescu a moștenit de la poeții secolului al XX-lea tendința de a-și autodefini concepția despre artă, artist și raportul pe care îl stabilește cu cei pentru care scrie. S-ar putea afirma că, la acest poet, ordinea problemelor vizate de o eventuală ars poetică, se inversează. El nu creează o lume pe care încearcă să o impună cititorului, ci, dintr-o atitudine de maximă receptivitate de iubire în fața vieții, se naște dorința de a găsi o cale de a prinde frumosul într-o formulă care să fie accesibilă omului. De aceea, pe parcursul întregii sale creații artistice, asistăm la multiplele încercări de a lămuri concepția sa despre cunoaștere prin artă, despre echilibrul dintre conținutul și forma poeziei sau despre relația artistului cu materia pe care o modelează, adică cuvântul. Nikita Stănescu filozofează pe această temă sub forma unor confesiuni în pagini de jurnal, în scurte eseuri, în stilul polemic specific jurnalisticii, în formule axiomatice, filozofice sau în metafore cuprinzând totodată o poezie întreagă. Tema preferată a celui de-al doilea volum de poezii, o viziune a sentimentelor apărut în 1964, este iubirea. Stare extatică, modalitate de integrare în armoniile universale sau cale spre revelație, iubirea este pentru poetul Nikita Stănescu o permanentă întâmplare a ființei, unicul mod de existență. Poezia ale oaică tânără iubirea este o dezvoltare metaforică a stării de vibrație continuă care este pentru poet dragostea, creația, nu poate fi concepută în afara acestei stări de grație. Poetul dedică, prin urmare, versul său acestei regine a supraviețuirii peste timp, iubirea. Compoziția poemului corespunde senzației de iradiere pe care poetul și-a propus să o transmită către cei îndrăgostiți de adevăr ca și el. Strofele cu versuri inegale, cu rima aleatorie și ritm combinat, compun în patru secvențe povestea întâlnirii cu iubirea. Structura creează impresia de spontaneitate în eliberarea sentimentelor. Omul se întâlnește cu iubirea care îl metamorfozează. Spiritul iscoditor are intuiția neliniștitoare a inefabilului. Iubirea îl învață să comunice unicul, sublimul existenței sale. Descoperirea acestui nou sentiment echivalează cu trezirea din somn, în ghilimele, cu trecerea într-o nouă dimensiune, într-o o nouă ordine a lucrurilor. Secvențele textului, egale cu numărul de strofe, se pot traduce în final. Prin următoarea expunere schematică. Azi, azi, cândva, s-a produs întâlnirea cu iubirea, trecerea într-o altă dimensiune a existenței, constatarea metamorfozei reversibile, iar în ultima strofă, realizarea întregului, suprapunerea imaginilor poet-iubire, ceea ce duce la marea schimbare. Inițial, poetul Propune o metaforă, leoaică tânără, în ghilimele, pe care o dezleagă chiar din titlu prin suplimentarea apuzițională. Poemul încearcă deci să ofere definiția portret al iubirii. Discursul liric se structurează sub forma unei confesiuni. Autorul mărturisește propria aventură a descoperirii acestui sentiment se simulează chiar urmarea unui imaginar fir epic susținut de folosirea diferită a tipurilor verbului de la o strofă la alta, dar unitară în interior. Sălbatică, necruțătoare, iubirea pândise, alesese momentul mai de mult. Jocul determinațiilor în față, de față, este cel ce reface, fotogramă cu fotogramă, filmul nașterii poetului. Citat Leuaică tânără iubirea mi-a sărit în față, colții albi i-a înfipt în față, m-a mușcat leoaica azi de față. Am încheiat citatul. Strofa a doua este o descriere cosmogonică. Citat Și deodată în jurul meu natura se făcu un cerc de a dura, când mai larg, când mai aproape, ca o strângere de ape. Am încheiat citatul. O foarte personală viziune despre scurgerea dinamică de energie este cuprinsă în această poetică teorie a Universului Cerc. Poetul inovează la nivelul figurilor de stil. Archezian, la prima impresie, de-a dura, epitetul evoluează în metaforă. Imperceptibil stănescian, strângere de ape și cu tăiat în două. Versurile următoare încearcă să redea simultaneitatea transcenderii. Poetul trece dintr-un plan ideal, dincolo de perceperea sensorială a realului, citat și privirea în sus țâșni, cu cubeu tăiat în două și ausul o întâlni tocmai lângă ciocârlii. Am încheiat citatul. Strofa ultimă fixează rămânerea în planul ideilor. Omul s-a dematerializat și s-a identificat cu ca rămie. Din întâlnirea cu iubirea, un simplu bărbat se transformă în Zeus. Citat și alunecă în neștire, pe un deșert în strălucire, încovreme și încovreme. Am încheiat citatul. Tabloul nașterii Creatorului cuprinde nuanțe biblice, transformând poezia într-un imn incantatoriu, într-un psalm închinat iubirii.